În etapa cu numărul 22 din prima serie a Ligii a 5-a, Partizanul Merei și Viitorul Tisău au oferit un fotbal spectaculos, confruntare încheiată cu 4 goluri superbe. Duel în urma căruia lupta pentru poziția secundă, cea care duce la barajul pentru accederea în Liga a 4-a, a fost relansată. Oaspeții au deschis scorul în minutul 15 după o lovitură liberă de la 30 de metri, executată de Alexandru Constantin. Un șut, cum aș vrea să reținem el cu această execuție din lovitură liberă. 15 minute mai târziu, gazdele au revenit în joc după ce Roșu a transformat o lovitură de la punctul cu VAR obținută de Viorel Constantinescu. Un elan destul de mare pe care și-a luat apărătorul celor din Merei, se apropie de minge și înscrie Roșu cu un șut plasat la rădăcina barei în dreapta portarului Pavel din minutul 30 al partidei. Jucătorii formației din Merei s-au impus pe finalul partidei. Matei a reușit o execuție superbă, reluând din apropierea punctului de la 11 metri în poartă din semifoarfecă în minutul 83. O execuție superbă a lui Matei, dragi prieteni, în acest minut 81, în urma căreia jucătorul celor de la Partizanul Merei își aduce echipa în avantaj. În minutul 85, Dragomir a închis tabela la 3-1 după un trasor expediat de la 25 de metri care l-a lăsat fără reacție pe portarul advers. Dragomir, Viorel Constantin, îmi cer scuze, dragi prieteni, iată încă un șut acum al lui Dragomir, tot îl menționasem, de la 25 de metri. În urma succesului înregistrat sâmbătă pe teren propriu, Partizanul Merei s-a apropiat la doar un punct de viceliderul din Tisău. Gruparea din Merei are un meci mai puțin disputat decât principala contracandidată la locul 2, fapt care o transformă în favorită pentru partidele de baraj. Succesul de astăzi este foarte important, ne aduce în spatele locului 2, avem și o restanță, sperăm să ajungem pe locul 2. Asta e obiectivul. De putem mai mult? Putem, nu putem, asta este, dar eu sper să ne calificăm în play-off-ul campionatului Ligia 5, aici, cum se spune, și să ajungem la baraj. Accederea în primul eșalon de fotbal al județului reprezintă obiectivul formației din Merei, care beneficiază de condiții de infrastructură pentru Liga a 3-a. Din punctul meu de vedere și al multora, Merei are echipă de Liga 4, dar din diverse motive nu se află în Liga 4, dar sperăm pe viitor să o ducem acolo unde e locul ei. Merei are o tradiție în fotbalul buzoian. În tabăra adversă, tehnicianul oaspeților consideră că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil, privind prin prisma numărului mare de ocazii irosite de jucătorii săi. Cred că mi s-a părut a fi cel mai bun rezultat după toate aspectele de joc care au fost la acest meci. Era un joc foarte plăcut din ambele părți, s-a muncit, s-a luptat de ambele părți și consider că era un rezultat echitabil pentru ambele echipe. Viitorul Tisău nu s-a putut baza pe un număr mare din titularii obișnuiți, fapt care a dus la înfrângerea suferită în deplasarea de la Merei. Totul depinde de noi. Totul depinde de noi. Ce pot să menționez referitor la aspectul ăsta legat de jocurile rămase în urmă disputate, aici mi s-a părut și în tur, au fost câteva jocuri în care echipa locală Mereiu a avut 4 meciuri disputate, nedisputate și redisputate la date. Eu am menționat și la JF aspectul ăsta. Nu mi s-a părut corect și nici loial față de competiție modul acesta în care s-a decis ca o echipă să rămână cu atâtea jocuri. Cu 4 etape înainte de finalul stagiunii, Montana Pătârlacele este liderul celei din tâi serii a Ligii a 5-a cu 64 de puncte. Pe locul 2 se află Viitorul Tisău cu 39, în timp ce Partizanul Merei închide podiumul cu 38 de puncte, dar și un joc mai puțin disputat.